copiii noștri și-au dorit foarte tare să vă creeze și vouă o atmosferă așa de Crăciun cum se întâmplă în preajma acestor sărbători, da? Și au pregătit, să știți, pentru voi această masă. 9 copii din Centrul Social de la Vădene au petrecut o zi de neuitat alături de elevii Colegiului Național Virgil Magiaru. A devenit deja o tradiție ca atmosfera de Crăciun să fie redată în cadrul unei mese tradiționale pregătite de copii sub îndrumarea cadrelor didactice. De 2 ani, deja este al treilea an, în care copiii de la profilul de alimentație publică și turism își doresc foarte tare să aibă musafiri de Crăciun pe care să-i bucure, să-i încânte cu o atmosferă de Crăciun adevărată, pentru care ei au pregătit absolut tot, de la bucatele care vor sta pe masă, până la atmosfera de aici, decor, absolut tot. Din an în an ei se pregătesc mult mai frumos și abia așteaptă să aceste sărbători să ofere o bucurie. Pentru ca cei mici să simtă că vin sărbătorile, moșul a venit cu daruri pentru ei. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, o activitate voluntară în care este implicat și Colegiul Național Virgil Magiaru.